De luni se depun dosarele pentru rabla locală. Administrația Fondului de Mediu a transmis municipalității Sibiene lista persoanelor care au reușit să prindă un loc pentru casarea mașinilor mai vechi de 15 ani. Din păcate, la Sibiu, proiectul derulat la nivel național nu a avut tocmai efectul scontat. Din cele 1000 de vouchere alocate municipiului reședință de județ, puțin peste 600 au fost adjudecate. Primăria Sibiu a primit de la Administrația Fondului de Mediu lista cu cei 649 de sibieni care s-au înscris în programul Rabla Local. Aceștia sunt așteptați de luni 9 octombrie până în 23 octombrie să depună documentele necesare pentru a beneficia de stimulentul de 3.000 de lei. Documentele pot fi depuse atât în format electronic cât și fizic la Centrul de Informații pentru Cetățeni din incinta primăriei din Piața Mare. Perioada de depunere a dosarelor este până în 23 octombrie inclusiv. Vor beneficia de voucherul în valoare de 3.000 de lei doar persoanele care s-au înscris pe site-ul AFM. Întrunesc condițiile din ghidul de finanțare și își exprim acordul scris privind participarea la program. Formularele vor fi date publicității pe site-ul primăriei începând de luni. Documentele gata completate se pot depune fie online la secțiunea Rabla Local, fie pe mail, fie în format fizic tipărit la Centrul de Informații pentru Cetățeni. Printre documentele care trebuie depuse, se numără o copie după cartea de identitate a proprietarului mașinii, actele de înmatriculare a mașinii, certificatul de atestare fiscală din care se rezulte că nu există datorii la bugetul de stat, o declarație pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor, acordul scris pentru participarea la program, cazierul judiciar din care se reiasă că persoana care depune solicitarea nu a comis infracțiuni împotriva mediului, dar și un extras de cont pentru a putea fi virați banii. După depunerea documentelor, reprezentanții municipalității le vor verifica. Verificările se fac în perioada 25 octombrie-15 noiembrie. Cei care îndeplinesc condițiile vor trebui să caseze mașina de care vor să scape. Casarea se va putea face numai la operatorii autorizați. Mașina trebuie să fie radiată din circulație, dar și din evidența fiscală. Abia după toți acești pași, primăria va vira în contul indicat suma de 3.000 de lei. Proiectul viitoarei centuri ocolitoare a Sibiului, cea care va fi cândva construită în zona de sud, s-a mai făcut un pas. A primit banii pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice. Acestea vor costa 4,26 de milioane de lei, iar banii vor proveni din fonduri europene. Suma a fost deja alocată de către Ministerul Transporturilor. Reprezentanții Consiliului Județean spun că finanțarea va asigura continuarea demersurilor de obținere a fondurilor europene pentru construcția centurii. Scopul realizării acesteia este acela de a decongestiona traficul în municipiul Sibiu, pe de o parte, iar pe de altă parte de a asigura o deplasare fluentă înspre și spre localitățile învecinate municipiului reședință de județ. Viitoarea centură de sud a orașului ar urma să aibă o lungime de puțin peste 21 de kilometri, să străbată pe lângă Sibiu localitățile Cisnădie, Șelimbăr, Rășinari, Poplaca, Șura Mică și Cristian și să coste, conform studiului de fezabilitate, undeva la 2,3 miliarde de lei. O fabrică de reciclare a luat foc în cursul serii de joi. Pompierii au intervenit de urgență cu două auto speciale, o autoscară, o mașină de descarcerare și mai multe echipaje smurt. 70 de persoane au fost evacuate din incinta fabricii. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În interior au ars mai multe deșeuri din hârtie. După stingerea incendiului, pompierii au fost nevoiți și să ventileze clădirea pentru a o aerisi de fum. Pompierii sibieni au intervenit aseară în jurul orei 20:30 în localitatea Șura Mică pentru localizarea și lichidarea unui incendiu la o fabrică de reciclare. La fața locului au fost mobilizate două auto speciale de stingere, o autoscară, o auto specială de descarcerare, două auto speciale de primă intervenție, trei echipaje smurt, dintre care unul cu medic. Incendiul se manifesta în interiorul halei de producție, acolo unde se prelucrau deșeuri din hârtie în vederea reciclării. Din fabrică au fost evacuați aproximativ 70 de angajați care, din fericire, nu au necesitat îngrijiri medicale. Pompierii au acționat pentru lichidarea incendiului, precum și pentru ventilarea halei unde s-a manifestat acesta, întrucât aceasta era inundată cu fum.
Bătrâni și bolnavi, cu bani puțini în buzunar, pensionarii Sibiului speră să obțină un bilet de tratament balnear pentru a-și mai cârpi sănătatea. Pentru județul nostru, în cursul acestui an, au fost alocate peste 2200 de bilete. 2000 dintre acestea au fost deja alocate. Mai sunt disponibile puțin peste 200. Pentru anul 2023, Casa Națională de Pensii Publice a repartizat pentru județul Sibiu un număr de 2256 bilete de tratament balnear. Până în prezent au fost distribuite un număr de 2010 bilete de tratament balnear, repartizate în 15 serii. Mai sunt disponibile 242 bilete de tratament balnear. Cele mai solicitate stațiuni din țara noastră sunt 1 mai Amara, Bazna, Călimănești, Buziaș, Covasna, Felix, Căciulata, Gioagiu, Govora, Herculane, Mangalia, Neptun, Olănești, Techirghiol, Tușnat și Vatra Dornei. Cei care vor să obțină un bilet de tratament trebuie să depună la casa de pensii o cerere tip, o copie după actul de identitate, recomandare medicală pentru tratament balnear și o copie după cuponul de pensie. Cererile trebuie înregistrate cu minimum 2 luni înainte de data la care se dorește plecarea. Speriați de numărul tot mai mare de cazuri de violență în școli, Ministerul Educației și cel al afacerilor interne și-au dat mâna și-au lansat campania de prevenire a faptelor de por sau folosire fără drept a obiectelor periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar. Scopul campaniei este acela de a crește gradul de siguranță atât al elevilor cât și al cadrelor didactice în timpul orelor, dar și în timpul liber petrecut de elevi în proximitatea unităților de învățământ. Campania lansată de anul trecut se află acum la cea de-a doua ediție. Aceasta se va derula în perioada octombrie-decembrie în mai toate unitățile de învățământ din țară. Alex! Da, mamă! Ce faci? Nu pleci la școală? Ba da, acum îmi făceam ghezdanul. Oricum, eu fac ghezdanul doar în funcție de pauze. Pentru situațiile neprevăzute, dacă mă supără cineva, și asta e pentru relaxare. Știi ce are copilul tău în ghezdan? Deschide ochii și verifică. Pe parcursul campaniei vor avea loc întâlniri atât cu elevii, cât și cu dascălii, cât și cu părinții. Sesiunile informative vor avea ca scop conștientizarea elevilor asupra riscurilor la care se supun atunci când poartă asupra lor obiecte care pot fi considerate arme albe. La nivel național au fost realizate activități în aproape 5.000 de unități de învățământ, majoritatea din mediul rural. La acestea au participat aproximativ 164.000 de elevi. În ciuda campaniilor informative, însă, numărul infracțiunilor produse în școli este în creștere. Și la Sibiu, numărul faptelor antisociale comise în școli sau în proximitatea acestora este într-un trend ascendent. O spune chiar șeful IPJ Sibiu, care știe și ce potențiale cauze stau la baza comportamentului antisocial al elevilor. Ca și cauza ale infracționalității sesizate, principale cauze și împrejurări favorizatoare ale infracțiunilor sesizate în această perioadă menționăm rivalitățile dintre elevi și comportamentul violent, lipsa de educație civică, anti-infracțională și anti-victimală a elevilor, manifestată prin necunoașterea legilor și a consecințelor unor fapte grave, pătrunderea unor persoane străine, părinți, de regulă în incinta unităților de învățământ pentru a face tratamentul elevilor, lăsarea bunurilor sau unor sume de bani nesupravegheate, deținerea de către elevii a unor obiecte periculoase sau unor materiale pirotehnice în incinta unităților de învățământ, instrumentele limitate de care dispun cadrele didactice pentru corijarea comportamentelor deviante ale elevilor. La nivel național, în anul școlar trecut au fost constatate 141 de fapte de port sau folosire de obiecte periculoase. Cele mai multe dintre acestea s-au produs în mediul urban, chiar în unitățile de învățământ. Trecerea timpului, efectele încălzirii globale asupra mediului, efectele tăierii pădurilor, ori poluarea industrială sunt de cele mai multe ori subiecte cu care își bat capul adulții, însă pe care se pare că cel mai bine le înțeleg copiii. Dovadă pentru capacitatea celor mici de a înțelege și chiar ilustra pericole pe care adulții le ignoră stă o expoziție inaugurată în Centrul pentru Turiști al Primăriei Sibiu. Expoziția este compusă din aproximativ 15 lucrări și tratează în culori, prin viziunea celor mici, lucruri extrem de mari. Expoziția intitulată Timpul este organizată de către Roxana Câmpean în calitate de coordonator. În cadrul acestei expoziții au expus elevi de clasa a 5-a din Liceul Teoretic Gheorghe Lazar din Avric, elevi de clasele a 3-a și a 7-a de la Școala Gimnazială Poplaca, elevi de clasa a 3-a de la Școala 1, elevi de clasa a 9-a de la Ghibu și, bineînțeles, elevi ai Liceului de Artă.
Ce au încercat copiii să spună prin lucrările lor este că încălzirea globală există, că timpul trece irreversibil și că oamenii uită adesea să se bucure de lucruri mici. Cei care vor să viziteze expoziția și să privească lumea prin ochii celor mici o pot face zilnic în perioada de funcționare a Centrului de Informații pentru Turiști.